I-am alături de mine astăzi pe Leon Craioveanu și Luca Udățeanu, prieteni mai vechi de ai Radio Trăinetului. Bine ați venit, băieți, ce faceți? Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Suntem bine. Astăzi cred că mă scoateți la o bere fără alcool, am auzit eu bine? Da. Bere fără alcool este noua este perfectă. Prima noastră piesă împreună. Hai să vorbim puțin despre piesa asta. Pe mine m-a prins imediat pentru că are un mesaj foarte drăguț. Cu toate detaliile, cum v-a venit ideea, versuri, muzică, cine, cum a făcut, ia să vedem. Da, mesajul de bere fără alcool, cred că s-a înțeles că este o metaforă, de fapt, nu se referă clar la bere fără alcool. Și mi-a venit ideea asta pentru că ne aflăm acum la vârsta în care nu suntem nici copii, nu suntem nici adolescenți în adevăratul sens al cuvântului. Adică, cum mai spun, eu nu pot să scot o fată la un teddy, dar nu pot să o scot nici la o bere. Așa că berea fără alcool este compromisul. Și atunci eu de asta am vrut să fac o piesă, dar abia în momentul în care am un subiect real despre care să vorbesc. Nu, a, iubirea, prietenia, trep, bani, faimă, alte chestii. Și o frustrare de-a mea interioară și atunci am apelat la bunul meu prieten Leon Craioveanu, care este într-adevăr un om foarte profesionist. Ne-am întâlnit și cu Robert Gogoană în studio. Salut, Robert! Și ne-am făcut să compunem această melodie. Le-am spus băieților cam ce-mi doresc de la melodia asta, adică că vreau solo-ul acolo, vreau partea aia de reggae acolo, vreau aia acolo, vreau aia. Și să înțeleg că așa a născut piesa. Asta s-a întâmplat. Da, cam așa s-a născut piesa, și toate astea s-au întâmplat vara trecută. Între timp a venit clasa 8-a, ne-am apucat să învățăm mai bine, capacitate și după ce am terminat cu toată clasa 8-a, ne-am reapucat de proiectul ăsta, am reînregistrat piesa. Vocea mea de anul trecut nu mai are nicio legătură cu vocea de acum și ne-am apucat să și filmăm videoclipul. Am masterizat piesa aici, în studioul ăsta, alături de Alex Toma, la studioul Mihailei Cernea, da, mama ta. Să rămână mama lui Leon. Și am, clipul am filmat tot aici, într-o zi. Cred că putem recunoaște spatele, tobele, dacă se văd. Într-o zi am filmat aici în studio și într-o zi am dat o fugă la mare de dimineață să prindem răsăritul ca să avem solul la echipă. N-am dormit 48 de ore, ca să înțelegi. N-am dormit 48 de ore. Leon nu a dormit nici o seară înainte de să filmăm la studio pentru ca să adevinat să pregătească el totul, să-și acordeze tobele. Am și râs de Leon că în filmare, la videoclip, nu, este playback, practic, dar Leon a făcut acordajul la milimetru, să fie totul perfect, că n-ai profesionist, normal. Păi, Luca, e în familie, ce vrei? E o boală grea? Da. N-aveți ce să faceți voi, plecați de mici cu un bagaj deja format, așa că îl duceți mai departe, pe umerii voștri apasă niște lucruri, ca să zic așa. Da. Mai ales la finele cu toată familia. E foarte tare piesa. Dacă v-ați propus să dați pe spate fetele, sunt absolut convinsă că ați făcut-o. Este o piesă extrem de fresh, cu un mesaj clar. Lucruri mai rare puțin în ziua de astăzi, pentru că vorba ta, Luca, toată lumea cântă despre iubire, prietenie și încă vreo două teme care prind de fiecare dată. Da, cam astea sunt cele mai basic. Noi am vrut ceva diferit. Că nu ne regăsim super tare nici în faza cu iubirea, nici în faza cu trepăreală. Adică piesa este pop rock autentică și așa am vrut să sune. Am insistat ca toate instrumentele să pară cât mai organice, să fie totul cât mai natural. Nu foarte am vrut chestii așa de studio electronice. Haideți să-mi spuneți puțin, dacă tot v-ați luat de vârsta pe care o aveți, incertă, cum ați spune, nici de bere, dar nici de teddy. Dați-mi și mie câteva hinturi așa de locuri de distracție specifice vârstei voastre, pentru că sunt eu, am eu convingerea că generația voastră e cam între, ori trebuie să meargă cu ea de 20 de ani, ori trebuie să meargă cu ea foarte mișcă. Bucureștiul nu prea a văzut și vârsta voastră în ceea ce privește distracția prin capitală. Păi, în primul rând avem pe locul 1 molurile,
Deci pe locul 1 mall-urile. Mall-urile pentru orice vârstă. Pentru orice, orice. Orice, orice distracție, orice, da, aia da. Acolo. Filme, mâncare, tot ce vrei tu. Mall-urile, parcurile. Am început să avem și noi petreceri. Mm-hmm. Dar într-adevăr și copii mai mari. Da, pentru că mi se pare că dar într-adevăr cam locuri speciale. Da, știu, nu? Un pic așa, un picuț, dacă m-ați întreba. Adevăr, gen special, că majoritatea locurilor sunt ori de copii. Asta zic, că sunt discrepanțe cam mari, știi? Da, da, da. Că ori sunt locuri de joacă, ori sunt baruri în care și nu ne regăsim niciun moment. Uh-huh, uh-huh. Mai creștem puțin. Exact. De asta mi s-a părut foarte interesantă piesa și mesajul vostru, pentru că dincolo de metaforă, voi ați atins și un subiect extrem de actual și anume, bun, ăștia de 14, 15, 16 ani, pe unde mergem? Ce facem și noi? Sincer. Mă ajute și la o terasă, dar mai bine stau acasă. Exact. Vreau să mai spuneți voi dacă puteți să vorbiți așa în mare despre reprezentanții generației voastre. Cum vi se par? Dacă aveți repere, dacă e așa săracă lumea asta de repere, cum se plânge, sau dacă voi sunteți mândri de generația din care faceți parte și este una asumată? Păi momentan, în generația din care facem noi parte, urmează să apară nume. Sperăm să ne regăsim și noi printre ele. Dar da, eu cred că viitorul nostru poate, dar și acum avem multe repere, într-adevăr mai mari, nu din generația noastră, dar există niște grei muzici încă în viață. Corect. Nu pot, pentru că este iar inflamată lumea pe subiectul acesta, bullying, cu tot ce înseamnă el, nu pot să nu vă întreb și pe voi, pentru că țin foarte mult la părerea voastră, sunteți copii extrem de deștepți și asumați, așa cum spuneam ceva mai devreme. Și aș vrea să vă întreb dacă voi, apropo că începem școala în scurtă vreme, dacă voi vă simțiți safe în școala voastră? La noi în școală, da, e o școală foarte mișto, cu oameni foarte mișto, talentați și e foarte distractiv și safe la noi. Da, adică noi nu am avut niciodată probleme cu bullying-ul, dar într-adevăr este o problemă reală și există mulți copii în general care pur și simplu se simt bine în a face rău altor copii. E o chestie asta de superioritate, e o frustrare, de fapt. Și nu cred că se va putea scăpa vreodată, pentru că tot timpul vor exista copii frustrați care vor avea nevoia asta de superioritate și atunci vor apela la agresivitate. Dar dincolo de școală, ați trăit pe propria piele momente de frică autentică în ceea ce privește poate un copil mai mare, nu neapărat un coleg de aceeași vârstă? V-ați simțit în pericol vreodată? Noi chiar cred că suntem norocoși, că nu am avut niciodată probleme cu bullying-ul. A fost o problemă care a trecut așa pe lângă noi, dar nu s-a întâmplat niciodată, nici cu copii mai mari. Dar da, este o problemă. Sunt foarte mulți copii care au problemele astea. Pur și simplu suntem noi norocoși că nu am intrat niciodată în colective, că am știut să ne ferim de oameni de genul. Cred că de fapt nu e noroc, cred că de fapt știm să ne ferim și să nu intrăm în colective periculoase. Foarte bine punctat și vă mulțumesc foarte mult pentru treaba asta. Păi sunteți niște copii foarte maturi, ca să zic așa. Mulțumim. Ia să-mi spuneți, apropo de piesa Bere fără alcool, dacă tot ați dat drumul, ca să zic așa, la un mesaj, bănuiesc că nu vă opriți aici. Nu, niciun caz. Deja ne-am găsit un prieten basist, căutăm și un chitarist și vrem să ne apucăm serios de treabă. Foarte tare, păi asta zic, să nu cumva să vă vină prin cap să vă opriți, ați scos piesa asta și să ne lăsați așa. Nu, în niciun caz, asta este doar începutul. Ok, dacă vreți să fiți de găsit în social media, spuneți-mi voi unde puteți fi de găsit. Luca Udățeanu pe YouTube, acolo îmi puteți găsi și piesa, Udățeanu Luca pe Instagram într-un cuvânt și Luca Udățeanu pe Facebook. Și eu doar pe Instagram Leon_Craioveanu și cam atât.
Aveți noi suntem acum cu Instagram. Aveți, mă așteptam să ziceți de TikTok, dar mă dezamăgiți. Nu. Nu suntem. Adică nu, I'm savage, d-alea, nu? Nu. Eu am încercat exact. Să fac câteva Plastic. Dansuri, dar... Da. Când o să vă faceți cont, să veniți să vă consiliez, că mă pricep. Acolo. Eu nu contam, doar că îmi place doar să văd pe alții. Copii, sunteți minunați. Succes cu piesa asta. Să se audă, vă doresc să se audă peste tot la Radio 3net. În acest moment o să asculte cei care văd materialul, piesa Bere fără alcool. Noi vă urmărim cu interes în ceea ce privește continuitatea, ceea ce vreți să faceți, pentru că ar fi păcat să vă opriți și nu vă opriți. Și vă urez așa, minte multă, pentru că vin niște ani foarte interesanți și să știți să vă alegeți ce vă face vouă bine. Da, mulțumim. Mulțumim. Mulțumim mult. V-am pupat, copii. Mă trezesc de dimineață și deja sunt trist. Vreau muzică, fete și tot ce-i interzis. Pe distracție sunt pus, am o condiție, am spus. Hai la o bere fără alcool, ca să ne intrăm în rol. Nu ieșim de sub control. Mă duce și la un film, să ne relaxăm puțin. Doar că tipul de la casă zice că n-am 18, deci nu mă lasă. M-aș duce la o terasă, dar mai bine stau acasă. Pe distracție sunt pus, am o condiție, am spus. Hai la o bere fără alcool, ca să ne intrăm în rol. Hai la o bere fără alcool, să nu ieșim de sub. Mă joc pe consolă la nesfârșit. Stau și beau o bere rece, fără alcool, deci merge. Hai la o bere fără alcool, ca să ne intrăm în rol. Hai la o bere fără alcool, să nu ieșim de sub. Până la urmă, berea fără alcool. De ce interesul minorilor?